Marin Olteanu, Tică Gheorghe, Ion Pitaru, Gigi Ungureanu, Nicu Croitoru sunt doar câțiva dintre tehnicienii care și-au adus jucătorii la trialul organizat joi de Gică Popescu. Oamenii de fotbal văd cu ochi buni implicarea fostului internațional la Târgoviște, cuplul Gică Popescu-Ion Crăciunescu fiind considerat soluția de salvare a fotbalului târgoviștean. Domnule profesor Olteanu, iată foarte mulți tineri fotbaliști la acest trial organizat de Gică Popescu și Ion Crăciunescu. Există potențial în județul Dâmbovița? Potențial a fost și va fi, cred eu, și în continuare. Este binevenită această acțiune. Mi-aduc aminte cu ani mulți în urmă se făcea periodic aceste trialuri și din ele apăreau diversi jucători care mai devreme sau mai târziu jucau și mai sus, nu la nivel foarte înalt, fiindcă precocii, prematuri ăștia scot colții repede și arată valoarea repede de mici. Deci acest trial, vedeți ce interes a trezit, au venit atât de mulți. Bănuiesc ca cei care va selecționa să-i selecționeze pe criterii fotbalistice, că asta este foarte important, și cei care pot juca mai sus să le întindă așa o palmă cineva și există o rampă de lansare, fiindcă sunt jucători care, din păcate, se pierd. Cum vedeți asocierea fostului internațional Gică Popescu cu Târgoviștea? Fără îndoială o lovitură pentru fotbalul târgoviștean într-un moment când, iată, evoluăm în Liga 3 la nivel de cluburi. Nu poate fi decât benefică. O prezență unui asemenea om în acest județ nu va face altceva decât va dinamiza fotbalul dâmbovițean. De la cei mici până la cei mari. Adică eu știu ce potențial are Gică Popescu și dacă dânsul vine aici, în niciun caz nu vine să facă un act de formalitate. Este un om prea ambițios, un om care are o coloană vertebrală foarte bine cimentată și sunt convins că va face lucruri bune aici.